Salut și bine ai venit la Comunicare în Germană cu Gerhard. Sunt Gerhard Oabend, expert în comunicare în Hamburg, Germania, și astăzi continuăm seria nouă, Combinații bune cu. Cuvântul abhängig e, în principiu, ușor de tradus, înseamnă în română dependenț, dependent. Da? Și vedem aici ce combinații ne sugerează dicționarul stilistic Duden. Adică, putem face anumite combinații de cuvinte. Etwas ist von etwas abhängig. Adică, ceva depinde de ceva. În principiu, la fel ca în limba română. Etwas hängt von etwas ab. Este exprimarea alternativă. Ne? De pildă. Putem spune, sein Kommen ist vom Wetter abhängig. Venirea sa depinde de timp, vreme, sau, putem spune, sein Kommen hängt vom Wetter. Absolut perfect. Umstände, von den Umständen. Circumstanțele, împrejurările. Da? Sau, ca adjectiv, da? Die vom Zufall abhängige Entwicklung. Deci, dezvoltarea, da? Care depinde de întâmplare. În principiu, vom Zufall abhängig, putem spune aleatoriu. Putem face combinație etwas von etwas abhängig machen, adică a pune condiția, sau a pune o condiție pentru ceva. Sie haben ihr Kommen vom Wetter abhängig gemacht. Sau au condiționat venirea lor de vreme. Da? Și e clar, acum, traducerile mele sunt spontane și nu sunt vorbitor nativ de română. Probabil, în comentarii poți corecta și zici că da, în română ar suna mult mai bine altfel. Da? Apoi, ce a fi dependent de cineva, sau, în sens da, a se baza pe cineva unul. De pildă, auf jemanden angewiesen sein. Tot un cuvânt foarte util, în loc, dacă nu vrem spune abhängig, în mod politisch, wirtschaftlich von einem Land abhängig sein. Er ist finanziell noch von seinen Eltern abhängig. Oder wohlwollend, das ist Brunei, adică a fi ja, dependent, nu putem spune, de binevoință. Ja, sau ein vom Alkohol. Völlig abhängiger Mensch. Völlig, foarte important, cu totul. Ne? Apoi, unselbstständig, și este o greșeală, asta e probabil la scanare, unselbstständig, asta un dicționar scanat aici, înseamnă neautonom, adică în abhängiga Stellung sein, sau arbeiten, adică sau ein abhängiger Staat, sau în abhängiga Stellung beschäftigt sein. Sper, asta te impulsionează să pleci în căutare după combinație bună în cărți literare, orice text german și caută combinațiile care îți trebuie ție pentru situația ta profesională și privată. Sper că te-am putut ajuta și dacă ai comentarii, le lași aici pe YouTube. Pa, pa!